Echipele de volei ale Craiovei vor avea activitate intensă la sfârșitul acestei săptămâni. Formația masculină, antrenată de Dănuț Pascu, va participa la ediția 4 a Cupei Radu Zamfirescu, ce se va desfășura în Bănie. Vor participa formațiile Steaua, Dinamo și Banatul Caransebeș. Pascu a ținut să informeze pe iubitorii voleiului când pot vedea meciurile turneului. Ordinea meciurilor este vineri la ora 16. Va juca Dinamo cu echipa din Caransebeș. La ora 18 vom juca noi cu Steaua. Sâmbătă, la ora 16, va juca Dinamo cu Steaua, noi cu Caransebeș. Iar duminică meciurile sunt la 10 și jumătate, primul meci, când va juca Caransebeș cu Steaua, și la ora 12 și jumătate noi cu Dinamo. Cât privește formația feminină de volei, aceasta se va deplasa pentru început în Banat. Săptămâna aceasta participăm la un turneu internațional la Lugoj, unde participă o echipă din Serbia, o echipă din Ungaria și echipa gazdă. Și săptămâna viitoare vom participa la un turneu la Târgu Mureș, cu participarea echipei gazdă, Piatra Neamț și Blaj. Amândouă turneele le consider, bineînțeles, benefice, dar sunt două turnee puternice de unde vom putea trage niște concluzii. Ambele echipe vor avea un buget în viitorul sezon, la fel ca cel de anul trecut, dar obiectivele sunt diferite. Obiectivul este la fete este, bineînțeles, să obțină un rezultat cât mai bun, dar obiectivul principal este să nu retrogradeze. Iar la băieți, anul acesta s-a întâmplat un fenomen pe care eu personal mi-l exprim mai greu. Este o invazie de jucători străini. Absolut toate echipele au câte 3-4 jucători, atât cât permite regulamentul. 3-4 jucători străini în componență. Și se anunță deja cel mai greu și cel mai dificil campionat, cred că din ultimii ani, dacă nu chiar de la evenimentele din 89 până acum.